Data trecută am citit pasajul acela din Scriptură care ne prezintă competiția dintre soțiile lui Iacov. Ceea ce se află acum pe ecran și vedeți și dumneavoastră este un arbore genealogic pe care noi l-am mai analizat în trecut atunci când vorbeam despre Avram, despre frații lui și acum pentru că suntem în cadrul aceleiași familii, suntem cumva spre finalul acestui arbore. Data trecută, cum ziceam, am citit despre acest ultim rând, rândul de jos. Aceștia sunt copiii care i s-au născut lui Iacov. Putem să facem o recapitulare. De la Tera începe totul. Sara, Avram pe prima linie. Haran, iarăși o altă ramură. Noi îl avem pe Iacov din ramura aceasta, Sara cu Avram, Laban, socrul lui Iacov, îl avem de aici dintr-unul din frații lui Avram, din Nahor, Nahor, Betuel, Laban și Laban le are pe cele două, Rahela și Lea. Din Iacov și Lea îi avem pe aceștia, vedeți, avem și ordinea în care ei s-au născut, fiii lui Iacov. Apoi avem aici cele două slujitoare, ale una a Lei și alta a Rahelei, care la rândul lor fiecare are câte doi fii. Și Iosif și Beniamin, cei mai tineri dintre copiii lui Iacov, au avut-o ca mamă pe Rahela. Cam așa arată familia aceasta mare a lui Avram și a urmașilor săi. Suntem în Geneza la capitolul 30 și cred că am ajuns la versetul 25. Asta a încheiat pasajul pe care l-am dezbătut noi, l-am analizat data trecută, cu victoria aceasta a Rahelei, și anume a rămas și ea însărcinată și a avut un fiu. Citim de la versetul 25. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: lasă-mă să plec ca să mă duc acasă în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. Iacov acum avea mulți copii, erau 11 la număr și bineînțeles că au trecut niște ani, au trecut câte 7 pentru fiecare soție și vom vedea că o să mai treacă alții, dar își punea și el problema: bun, am deja o familie, am copii, am nu doar soție, ci soții, trebuie să-mi întemeiez o familie a mea, să adun și pentru mine, să agonisesc pentru mine. Să nu uităm că Iacov lucra în beneficiul lui Laban. El doar se hrănea de acolo din tot ceea ce era, dar aparținea averea lui Laban. El nu avea nimic, Iacov, până la momentul acesta. Versetul 27. Laban i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește. Văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta. Hotărăște-mi simbria ta și ți-o voi da. Bineînțeles că și atunci când am vorbit despre Laban, la momentul Avram, de mult, am observat că el are așa o înclinație spre afaceri, spre a strânge lucruri. Și acum când vede că binecuvântarea Domnului îl însoțește pe Iacov, Laban nu dorește să-l lasă să plece. Și chiar insistă și spune: mai zăbovește în locul acesta, pentru că îmi este foarte clar faptul că Dumnezeu m-a binecuvântat. M-a binecuvântat din pricina ta. Hotărăște-mi simbria, adică spune-mi ce vei dori, cum vei dori să fii plătit pentru timpul pe care îl vei mai petrece în familia mea.
Iacov i-a răspuns, știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Înțelegem de aici că Laban devenise un om bogat, foarte bogat chiar, deși nu era așa la început, ci avea puțin atunci când Iacov venise la el. Acum, continuăm, când am să muncesc și pentru casa mea? Laban i-a zis, ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta. Am să pun deoparte din noi orice miel sein și pestriț și orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria mea. Vă sunt pe înțeles cuvintele acestea sein și pestriț? Da. Da. Ce înseamnă sein și pestriț? Adică nu erau albe, erau închise la culoare. Alb negru, alb roșu. Da, cu mai multe culori. Da? Nu iuni, am putea spune în felul acesta. Așadar, Iacov îi spune, eu să am grijă mai departe de turma ta, dar o să aleg din turma ta animalele acestea, cu mai multe culori. Erau multe în turmă sau erau puține? Ce își alege Iacov? Ceva ce era în număr mare sau excepțiile turmei și le alege? Erau o raritate. Erau mai puține, da? Erau mai puține. Oi cu mai multe culori, mai rar, da? Bun. Deci înțelegem că Iacov reușește să strângă câteva animale, nu foarte multe. Aceasta să fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea. De acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestriț între capre și negru între miei și se va găsi la mine, să fie socotit ca furat. Așadar, învoiala este că Iacov va paște și va îngriji în continuare turma socrului său, iar tot ce era sein și pestriț între animale, făcea parte din averea lui Iacov. Și Laban, bineînțeles, se învoiește, nu era o înțelegere grea, Laban a zis, bine, fie așa cum ai zis. În aceeași zi a pus deoparte țapii bălțați și pestriți, toate caprele seine și pestrițe, toate cele ce aveau alb pe ele și toți miei care erau negri. Le-a dat în mâinile fiilor săi. Înțelegem aici din detaliul le-a dat în mâinile fiilor săi turmele acestea, înțelegem că erau mari copiii aceștia, atât de mari încât să fie în stare să pască și să îngrijească turmele acestea. Apoi a fost o depărtare de 3 zile de drum între el și Iacov. Și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan, a despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeața care era pe nuiele. E interesantă practica aceasta, o să ne oprim puțin și o să discutăm despre ea. Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheam, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca atunci când vor veni să bea, să zămislească. Oile zămisleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălțați, seini și pestriți. Iacov despărțea miei aceștia și abătea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate. Și a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Spuneți-mi, vă rog, ați mai auzit undeva de practica aceasta? Să pui nuiele decojite în apa oilor, astfel încât să le determini să fete într-un anumit fel? Nu. Nu, era o strategie, dar cumva, probabil și legile eredității ajută într-un fel. Păi,
Procesul, scuze, că procesul de zămislire nu a fost influențat de nuiele, ci prin intervenția lui Dumnezeu. Mm-hmm. Și atunci, Iacov, de ce apelează la aceste nuiele? Iacov a recunoscut lucrarea lui Dumnezeu în mulțirea turmei sale. În 31, 7 cu 9 o vedem. Păi nu, practica aceasta era cunoscută atunci, de-aia el o folosește. Era ceva din zona aia, altfel n-avea de unde să o scoată el. Și la bani știa asta. De aceea schimbă mai târziu simbria. Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Doamna Lucie, ați dorit să spuneți ceva? Da, eu am citit că acești copaci, aceste nuiele pe care le folosește el, conțineau niște substanțe chimice care aveau niște beneficii pentru sănătatea acestor animale. Bun. Deci nu pentru sănătate, spuneți dumneavoastră, dar nu neapărat, nu influența neapărat da, culoarea iezilor și a mieilor. Bun. Dacă îmi permiteți... Vă rog. Pardon, îmi cer scuze. Dacă îmi permiteți, vedem mai departe într-un alt capitol unde zice că de atâtea ori mi-a schimbat simbria și iată că Dumnezeu mi-a arătat în vis ceea ce trebuie să fac și mi-a arătat cum, deci, cum unde a fost cu schimbarea, unde au zămislit oile, da? Deci Dumnezeu a arătat în vis ce trebuie să facă, da? Și au pus nuiele și... Unde citiți? Ca să vedem cu toții. Pardon? Unde citiți? Ziceți-ne capitolul și versetul, vă rog. Haideți să vă spun imediat. Iar ieri am trecut prin... Credeam că aveți acum la îndemână. Nu am la îndemână, nu. Am citit și spunea că de atâtea ori mi-a schimbat simbria și... Nu? Nu era așa? Da, mi-este cunoscută afirmația aceasta. Dar nu îi spune despre nuiele. Da. Ce credeți, Laban știa practica aceasta cu nuielele? Ea știa. Nu cred. Ba da. Interesant, ori știa, ori nu știa. Că dacă știa, atunci putea să-l abordeze. Stai puțin, încep oile dintr-o dată să fete așa cum ai ales tu. Ea nu mai pune tu nuiele, că știu că asta este cauza. Și dacă o știa, de ce i-a schimbat simbria atunci? Păi Laban știm că schimbă simbria din interes. Da? Că dorea să-l țină cât mai mult acolo la el. L-a păcălit și cu fetele, îl păcălește și cu turma, dorea să-l țină acolo cât mai mult timp. Da, e posibil eu ca... Eu vreau să mai adaug ceva. Vă ascult. Am mai citit că acești berbeci care sunt folosiți aici erau purtători ai unor gene recesive. Și de aici apar acești miei pestriți și nu albi, cum ar fi trebuit să fie. Datorită acestor gene recesive pe care le purtau acești... Da. Două lucruri sunt clare. Din această firmă. Da. Nu știm exact ce proprietăți aveau nuielele acelea. Din moment ce textul biblic enumeră anumiți copaci acolo, nu sunt tot orice fel de nuiele, ci de plop, migdal și platan. E posibil ca aceste nuiele să fi conținut niște substanțe care să aibă un anumit efect. Clar nu ne este, dar, cum spuneam, siguri suntem de două lucruri. Unu, Iacov se pricepea la îngrijirea animalelor, e clar lucrul acesta, urmărise, probabil învățase și în familia tatălui său, dar... urmărise modul în care cresc, se dezvoltă animalele. Să nu uităm că Dumnezeu a înmulțit turmele socrului său în timp ce Iacov le creștea, deci s-au înmulțit turmele acelea sub ochii lui Iacov, deci el era un crescător de animale iscusit. Și al doilea lucru foarte sigur este acela că rezultatul sau binecuvântarea înmulțirii acestor animale de partea lui Iacov nu este doar sau nu este rezultatul acestei practici pe care el o folosește. Deci este, dincolo de toate, binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa este. Îmi permite și îmi cer scuze. Deci am găsit în Geneza 31, da. Și
Vedem aici când atunci domnul a vorbit lui Iacov, așa întoarce. Spuneți-ne versetul ca să-l punem și pe ecran. Da. La 31 de, dacă vreți, eu l-am luat de la așa, de l-am luat de la 1 până și mai departe, până la urmărirea lui Iacov. Eu citesc de pe Biblia Ucenicului. Așa. Bun, și avem așa. Iacov s-a uitat la fața lui Laban, la versetul 2. Versetul 2, da. Da, de la versetul 2, dacă îmi permiteți. Uh-huh. Iacov s-a uitat la fața, Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era cum era înainte, da? Atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul unde... Dar nu zice, îmi cer scuze, n-a zis că Dumnezeu i-a zis în vis, uite să faci așa. Deci nu i-a zis să pui nuielele și să faci așa, da? Uh-huh. Da, mai jos dacă e așa. Dumnezeu a luat astfel, da. Și atunci Iacov i-a explicat fetelor, nevestelor lui. Și îmi zice așa la versetul 9, Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat 1000. Da? Da. Recunoaște că Dumnezeu a făcut să se înmulțească animalele în felul acesta ales de el. Da. 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 Ca de obicei... Versetul, nu l-am găsit acum unde, dar spune că de atâtea ori a fost schimbată simbria. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine... Da, ajungem și la versetul acela, dar probabil că face referire la, să nu uitați că el se învoiește prima dată cu Laban să-i slujească 7 ani pentru, pentru o fată, pentru soția lui, viitoarea lui soție. După care Laban îi schimbă simbria, da? Condițiile contractului acestuia, încă 7 ani și după aceea încă alți ani pentru turmă. Deci de atâtea ori el tot amânase Laban pe Iacov, încât în momentul acela chiar așa spune, da? De atâtea ori mi-ai schimbat simbria. Și la versetul 11 zice așa, și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, Iacove, iată m-a răspuns el, el a zis, ridică ochii și privește toți țapii și toți berbecii care sar pe capre așa și pe ei sunt bălțați pe strii seini și mai departe, nu? Uh-huh. Sunteți acolo cu da? Uh-huh. Așa, la 12. Bine, capitolul 31 cu versetul 12. Da. Da, dincolo de toate este minunea pe care Dumnezeu o face și este binecuvântarea pe care o revarsă asupra lui Iacov. Înțelegem și am văzut și din ce am citit până acum și din ce vom citi mai departe că Dumnezeu de cele mai multe ori se, aproape întotdeauna se pleacă la nivelul omului și lucrează acolo pe înțelesul omului. Dacă omul așa pricepe, Dumnezeu așa lucrează cu el. Așa se face că și aici Dumnezeu lucrează și face ca binecuvântarea lui să fie legată de nuielele acestea pe care Iacov le pune în apa oilor. Dar e interesant ce scrie mai departe, unde eram, la versetul 41. Dacă îmi dați voie să spun și eu ceva. Sigur. Mă gândesc că cel puțin la noi, în zilele noastre, există o superstiție, cel puțin la femeile însărcinate. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram însărcinată, bunica tot îmi spunea, vezi, ai grijă să nu te uiți la persoane cu dizabilități sau să-ți aduci aminte sau nu știu. Adică să fie cumva o paralelă între ceea ce vede femeia însărcinată, se transferă asupra fătului, așa a procedat și Iacov cu animalele. Da, e plină lumea de superstiții. Da? Da. Îmi amintesc că auzeam la bunicii mei spunând faptul că dacă o femeie însărcinată ia un fruct și îl atinge, nu știu, undeva, de o parte a corpului, da, rămâne cu pașcă, cu un semn da. Acolo. Da. Mai e ceva, interesant și foarte, ca să vedem cât de cum era Iacov. Deci, el atât de mult o iubea pe Raela, încât a acceptat să lucreze doar pe, cum se zice, mai promenește, pe cazare și pe masă. Da. Dar să nu uităm, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar să nu uităm că el nici nu avea altă variantă. Și am mai amintit data trecută detaliul acesta. Unde el fugise de acasă. Unde să se ducă? El era mulțumitor pentru ocazia asta. M-a primit aici extraordinar. Abia după o anumită perioadă lungă de timp, el pune problema strângerii de avere și pentru el, de bunuri pentru el. Și avea copiii deja mari de acum și se îngrija de ei. Să nu uităm și vom vedea în capitolul 31, la care dumneavoastră ați făcut referire adineori, copiii lui Laban erau mari și deja deveneau invidioși pe succesul lui Iacov.
Și bineînțeles că Iacov se gândește bine la copiii mei, probabil că nu vor reuși să strângă nimic, pentru că, iată, copiii lui Laban sunt invidioși sau eu știu ce conflicte sunt acolo. La versetul 41 zice de simbrie că a fost schimbată. În capitolul 31? Da. 31-41. Ia să citim. Iată, 20 de ani am stat în casa ta, ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Da? Neînțelegeri între cei doi. Da? Câte 7 ani pentru fiecare soție și 6 ani pentru turmă. Când vă referiți că a fugit de acasă, era vorba că a fugit din cauza lui Esau, nu? Era... Da, da, da. Esau dorea să-l ucidă. Și unde să se fi dus Iacov? Nu avea pe nimeni, nu avea nimic, plecase doar cu traista la el, cu ce a putut să ia și atât. Atâta tot. Deci era cumva constrâns să rămână la Laban. Versetul 41, capitolul 30, continuăm. Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuiele în jgheaburi sub ochii lor, ca ele să zămislească uitându-se la ele, la nuiele. Când oile erau slabe, nu punea nuielele, așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari pentru Iacov. Omul acesta s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult, a avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari. Dacă era de la Domnul descoperirea aceasta cu nuielele, Iacov fă în felul acesta, eu cred că Dumnezeu nu ar fi acceptat practica aceasta a lui Laban. Că uitați-vă la versetul 41, ni se spune și 42, că Iacov de fapt ce face? Ce se pricepea el mai bine? Să înșele pe cineva. Adică e clar că aici el nu se bazează 100% pe ajutorul și pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Ci probabil că face ceea ce văzuse la mama lui. Mama lui avusese bine promisiunea din partea lui Dumnezeu, cel mic va fi binecuvântat, dar cu toate acestea a dat din coate să rezolve ea cumva problema, să se descurce. Și Iacov aici avea promisiunea pe care o făcuse Dumnezeu că îl va binecuvânta, îl va însoți, îl va păzi și va avea grijă de el, dar dă din coate. Atât cu nuielele, cât și cu practica aceasta. A, sunt oile slabe? Nu, nu mai folosim nuielele. Da? Îl păcălește pe socrul său. Da, uitați, am găsit ceva aici în comentariile din My Bible legat de ca fătul să fie pestri sau seni, deci trebuia ca ambii părinți să aibă aceeași culoare, adică să fie pestriți ca să se transmită la următoarea generație culoare. Deci aceasta era destul de, adică era cam imposibil. La Ban știa asta, de aceea s-a mulțumit ca să schimbe turmele. Dar aici, bineînțeles că este intervenția lui Dumnezeu, de aceea s-a mulțit foarte mult, pentru că legile eredității trebuie ca ambii părinți să aibă aceeași culoare ca fătul să moștenească mai departe. Și era imposibil. Adică dacă unul se împerechea cu unul alb și un altul cu pestriță, era cam greu, știți? Da, dar este greu și dacă și masculul și femeia au aceleași caracteristici. Da, da. Rezultatul poate să fie acela al unei oi normale. Sigur. Da. Dincolo de toate, ca să scurtăm, poate că atunci când o să-l întâlnim pe Iacov, o să-l întrebăm cum a fost lucrul ăsta. Până atunci ne dăm și noi cu părerea, dar este clar că a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Acolo a fost ceva miraculos. Așa este, da? Ce s-a întâmplat. Da. Suntem la capitolul 31. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iată că apare invidia. De ce apare invidie? Sau de ce fiii aceștia ai lui Laban aveau discuția asta cu ei? Cel mai probabil pentru că averea lui Iacov de acum era cel puțin egală cu cea a lui Laban, dacă nu chiar mai mare. Pentru că altfel, dacă avea și el câteva animale acolo, nu era nicio problemă. Da, sunt ale lui,
Da, n-avem nimic cu el. Dar e clar că băieții aceștia, dacă îl invidiază, îl invidiază pentru ceva serios. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Cum era înainte fața lui Laban? Veselă. De ce era veselă? Pentru că era binecuvântat Dumnezeu asupra lui. Da, prospera de pe urma acestui ginere al său. Acum de ce nu mai era fața ca înainte? Nu era... mai era... averea mare, mai avea. Mm-hmm. Și să nu uităm că băieții aceștia ai lui, probabil că nu vorbeau doar între ei sau nu doar se gândeau la cuvintele pe care le-am citit mai devreme, ci mergeau la el, la tatăl lor și spuneau: tată, ce se întâmplă? Păi, nouă ce ne mai rămâne? Se duce totul la el? Și era Laban acum între ciocan și nicovală. Nu știa ce să facă. Știa că binecuvântarea îi venea de la Dumnezeu prin Iacov, dar iată că deja balanța se înclina în favoarea lui Iacov. Era o situație tensionată și Laban se și manifesta într-un anumit fel. Tensiunea aceasta se vedea în exterior. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. Da? Să nu uităm că era o distanță de 3 zile de mers pe jos între aceste tabere, între tabăra lui Laban și turma lui Iacov. E interesant și detaliul acesta. Cine îngrija turma lui Iacov? Copiii lui Laban. Poftiți? Fiii lui Laban. Turma lui Iacov o îngrijau fiii lui Laban? Nu, fiii lui. Nu, fiii lui Iacov. Fiii lui Iacov, da, așa este. Dar iată Laban că... avea grijă de turma socrului. Da, iată că mamele copiilor erau în tabăra lui Laban. Da? Copiii erau într-o parte, îngrijau de animalele lor, familiei lor, iar mamele erau în altă parte. Iacov le cheamă pe acestea două, acolo unde era turma lui. El le-a zis: după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte. Dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. E interesant jocul acesta. Laban încerca să-l păgubească pe Iacov, iar Iacov făcea același lucru cu Laban. Tocmai am citit mai devreme, când oile mai slabe se înfierbântau, el aplica o altă tactică. Era un joc acolo de înșelare reciprocă. Și tatăl vostru m-a înșelat de 10 ori. Bun. Versetul 8. Și când zicea el: miei pestriți să fie simbria ta, toate oile făceau miei pestriți. Și când zicea: miei bălțați să fie simbria ta, toate oile făceau miei bălțați. Da, vedeți că ni se dă detaliu aici cum s-a petrecut lucrurile. Păi să fie așa, să aibă culorile așa, să aibă dungi, să aibă mai mult negru, să aibă mai mult alb, să aibă și una dintre ele, cred că la Sein, este și cu roșiatic, culoarea aceasta. Și oricum o dădea, tot în avantajul lui Iacov, tot avantajul lui era, și asta nu pentru că legăm acum de ce am încercat să înțelegem mai devreme nuielele, nu că nuielele ar fi avut un efect anume, pentru că dacă într-adevăr ar fi avut un anume efect, efectul acela ar fi rămas neschimbat. Ar fi fost constant. Exact. Erau aceleași substanțe acolo sau același efect. Numai că de fiecare dată când Laban propunea o schimbare, avantajul era tot al lui Iacov. Așa că putem înțelege că nuielele nu aveau un efect. Exact. Ci era doar o superstiție a lui Iacov sau așa înțelegea el că funcționează lucrurile. De aceea și Iacov mai târziu
versetul 9 spune că Dumnezeu a luat turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Adică înțelege și el că, de fapt, nuielele nu aveau efect. Dar înțelege după ce practicase lucrul acesta, punerea nuielelor în apa oilor. Versetul 9. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestriți și seini. Aici nu zice nimic despre nuiele, da? Ci vede că țapii și berbecii erau de un anumit fel. Da. Și nu nuielele îi determinau pe aceștia să, da, să acționeze în acest fel. Și Dumnezeu se îngrija. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacove, iată-mă, am răspuns eu. El a zis: ridică ochii și privește. Toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestriți și seini. Căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Interesant că îngerul nu-i spune în vis: ia niște nuiele și pune-le acolo. Da. Și parcă, fără să-i spună direct, îi transmite mesajul acesta: Iacov, Dumnezeu are grijă, uite-te și tu ce miracol se întâmplă sub ochii tăi. Numai țapii și berbecii aceștia acționează. E ceva extraordinar. Versetul 13. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere a minte, unde mi-ai făcut o juruință. Acum scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Rahela și Leia au răspuns și i-au zis: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? E interesant ce spun fetele acestea și ne lasă să înțelegem puțin din relația care exista în această familie, relația dintre tată și fiice. Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și pe nevestele sale călare pe cămile. Și a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan Aram, și a plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Pleacă, iată, Iacov, fără să anunțe, fără să și-a rămas bun, ci doar are discuția aceasta cu soțiile lui, era totul pregătit, turma era acolo, toate lucrurile lor erau acolo, strâng totul și pornesc la drum. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său și Iacov a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. A fugit astfel cu tot ce avea. S-a sculat, a trecut râul și s-a îndreptat spre muntele Galaad. Și reușește Iacov să meargă cale de 3 zile. Versetul 22. A treia zi au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galaad. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban arameul și i-a zis: ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Faptul că Dumnezeu îi se descoperă lui Laban în vis și spune: oprește-te, stai liniștit, ne face să înțelegem că intenția pe care o avea Laban nu era aceea de a spune: dă-mi voie să te îmbrățișez, rămas bun, sau hai, te rog frumos, mai rămâi pe aici. Și probabil s-ar fi răzbunat crunt și ar fi luat toată averea pe care el o avea. Versetul 25. Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte. Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe muntele Galaad. Atunci Laban a zis lui Iacov: ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sila? Pentru ce ai fugit pe ascuns? M-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre.
te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și a cântecelor, în sunet de timpane și de alăută. Deci asta este vorba aceea, în urma războiului mulți viteși se arată. Sau teoria e teorie, dar practica este altceva. Sigur, acum după ce lucrurile s-au consumat, Lavan zice, sigur, am fi dat o petrecere înainte ca să plecați, ți-aș fi dat și darul. Știm foarte bine și Iacob știa mai bine decât putem să ne imaginăm noi că lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat. Nu i s-ar fi permis să plece. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacob. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui său, de ce mi-ai furat dumnezeii mei? E interesant și detaliul acesta. Vedem că Dumnezeu îi se descoperă lui Laban. Laban este din familia lui Avran și îl cunoaște pe Dumnezeu. A avut la rândul său, în familia tatălui său, experiențe cu Dumnezeu. Atunci când slujitorul lui Avram venise în casa lor, a văzut mâna lui Dumnezeu care conducea toate lucrurile. Și cu toate acestea, iată că Laban este omul care se împarte între Dumnezeul adevărat și idoli. Pentru că probabil sub influența popoarelor, triburilor, oamenilor din jurul său, a adoptat și el idolii aceștia. Se închina într-un anumită măsură lui Dumnezeu, dar se își manifesta credința și în fața acestor idoli, pe care, iată, cele fetele lor lui îi fură. Drept răspuns, Iacob i-a zis lui Laban, am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale, dar să piară acela la care îți vei găsi dumnezeii tăi. În fața fraților noștri, cercetează și vezi ce-i la mine din ale tale și ia-ți-l. Iacov nu știa că Rahela îi furase. Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Leei și a intrat în cortul Rahelei, căutând acele statuete. Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. Ea i-a zis tatălui său, domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor. Oamenii aceștia se înșelau unii pe alții într-un mod de te întreb cum le veneau ideile acestea. Erau strategii, nu înșelători. Da. Dar eu mi-am pus o întrebare la care nu știu care este răspunsul. Ăsta e motivul pentru care moare Rahela în urma acestui blestem pe care îl face Iacov? Se poate. E greu de răspuns cu un da sau nu. Nu pot să zic un nu categoric, pentru că mai devreme am spus că Dumnezeu se coboară la nivelul oamenilor și joacă așa, după înțelesul lor și după regulile pe care oamenii le pun. Pe de altă parte, nici nu pot să spun că blestemul a avut efect, pentru că iată că, pe de o parte, Iacov nu știa cine comisese furtul acesta și, pe de altă parte, Dumnezeu nici nu lasă ca vorbele cuiva să aibă efect asupra unei persoane nevinovate. Presupun că dacă știa, nici nu făcea un astfel de blestem, mă gândesc. Cu siguranță, cu siguranță. Și dacă ar fi știut, probabil că el însuși ar fi trimis aceste statuete înapoi până să vină socrul său. Pentru că socrul lui vine cu copiii lui care deja erau invidioși pe Iacov, am citit mai devreme, și puneau problema, păi ne ia toată averea, adică băieții aceia așteptau un prilej ca să-l elimine pe Iacov. Așa că atunci când ei vin, îl prind din urmă pe Iacov, vin să se răzbune
De aceea Dumnezeu și intervine și zice, stați liniștiți, nu faceți vreo prostie. Da? Deci Iacov știa că socrul său și cumnații lui sunt puternici și nu se poate pune cu aceștia. Versetul 36. Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul și i-a zis, care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici, înaintea fraților mei și fraților tăi, ca să judece ei între noi amândoi. E interesantă afirmația aceasta, frații mei și frații tăi. Care erau frații lui Iacov? Adică e clar că sunt două tabere aici. Scoate-le aici înaintea fraților mei și înaintea fraților tăi. S-a spus mai devreme, Laban a plecat în urmărirea lui Iacov cu frații lui. Câți frați avea Laban? Nu este vorba despre frații acolo, este vorba despre copiii lor. Copiii lui Laban, despre care am vorbit mai devreme și se spunea că erau invidioși, și frații lui Iacov care erau? Copiii lui. Copiii lui, da. Doar că textul folosește, sau probabil așa era practica pe atunci, folosește expresia aceasta, frații mei și frații tăi. Iată, am stat la tine 20 de ani. Oile și caprele nu ți s-au stârpit și n-am mâncat berbeci din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele. E interesant cât de dur se purta Laban cu Iacov, cu ginerele lui, care îi păștea turma. Dacă animalele, fiarele sălbatice sfâșiau sau răneau animale din turma lui Laban, Iacov dădea de la el. Da. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma ta. Și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Am citit mai devreme, ba să fie seini, ba să fie pestriți și așa mai departe. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. Adică îi spusese, este momentul să te întorci în țara tatălui tău. Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov, fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Interesant, da? Tot stăpân, era el peste toate. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiii mei pe care i-au născut? Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Iacov a luat o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iacov a zis fraților săi, adică copiilor, strângeți pietre. Ei au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat acolo pe movilă. Laban a numit-o Yegar Sahaduta, movila mărturiei, și Iacov a numit-o Galed, movila mărturiei. Laban a zis, movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed. Se mai numește și Mițpa, veghere, pentru că Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta
și nici tu nu vei trece la mine peste mobila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Iată că cel care zice cuvintele acestea nu este Iacov, cel care din punct de vedere fizic era inferior, ci Laban zice, mobila aceasta, semnul acesta să fie hotarul dintre noi și te rog să nu treci la mine și îți promit că nici eu nu voi trece la tine. Iată că dintr-o dată Laban ajunge să se teamă de Iacov. De Dumnezeu, de Dumnezeul Iacov. Foarte bună sublinierea dumneavoastră. Era teamă acum, da. Da. I se descoperise Dumnezeu și îi spusese exact. Să nu te atingi. Nu-i zice să nu te atingi. Nici măcar o vorbă rea să nu-i spui. Și acum Laban înțelege că de fapt nu are de-a face cu un om, ci are de-a face cu Dumnezeu. Se întâmplă aici două lucruri frumoase. Pe de o parte, Dumnezeu intervine ca să-l protejeze pe Iacov și familia lui, și pe de altă parte, Dumnezeu intervine ca să-i demonstreze lui Laban că Dumnezeu există. Spuneam mai devreme că Laban oscila. Avea și zei, statuete, așa cum aveau popoarele din jur, dar îl avea și pe Dumnezeu. E bine, acum Dumnezeu intervine ca să îndrepte și să statornicească credința lui Laban, să-i dea dovezi că trebuie să se încreadă în Dumnezeu și doar pe el să-l slujească. Este ajutorul lui Dumnezeu și de o parte și de cealaltă, și pentru Iacov și pentru Laban. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Iacov a adus o jertfă pe munte și a poftit pe frații lui să mănânce. Ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. Și din momentul acesta, cei doi se separă pentru totdeauna. Este ultimul moment în care se întâlnesc și în care au de-a face. De aici înainte, Iacov pornește pe un alt drum, un drum pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vom analiza săptămâna viitoare. Aveți ceva de adăugat cu privire la lucrurile pe care le-am citit? Vreun detaliu care poate ne-a scăpat? Aș avea, dacă îmi permiteți. Îmi cer scuze că intervin de asta. E în regulă, e foarte bine, păstrați-vă obiceiul. Deci, interesant este că el când a ieșit, nu a ieșit cu mâna goală, da? Deci vom vedea și cu carte mai, deci după Geneza, cu carte după Geneza, numită Exodul, vom vedea că și israeliții nu au ieșit cu mâinile goale de sub robia lui Faraon, da? Deși erau surprinși, deși li se dădea de lucru, dar nu au ieșit cu mâinile goale din țara Egiptului, sigur. Da, așa. Deci nu au ieșit cu mâinile goale. A zis fiecare să ia de asta, din casa unde a stat, să ia de acolo vase și tot, da? Și vedem cât de frumos îi conduce Dumnezeu, da? Cât de frumos îi conduce Dumnezeu și nu l-a lăsat să iasă cu mâna goală, așa nu i-a lăsat nici pe evrei să iasă cu mâinile goale când ies din Egipt. Și uite așa, deci vedem cât de frumos îi conduce Dumnezeu. Și același lucru îl face Dumnezeu și cu noi astăzi. Când Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă cineva îți dă o palmă peste un obraz, tu întoarce-l și pe celălalt. Pentru că Dumnezeu va face dreptate. Da? Și nu neapărat să-l răzbune, să te răzbune pe tine, să-i facă rău celuilalt, ci va îndrepta el lucrurile, va face în așa fel încât să fii binecuvântat, pentru că ales să asculți de el. Numai că este greu atunci când nu vezi binecuvântarea lui Dumnezeu, este greu să rămâi credincios. Mulți confundă chestia cu palma, confundă cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Da. La ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, reacția era imediată și pe măsură. Însă în cazul celălalt, al chemării Domnului Iisus Hristos, lași ca Dumnezeu să echilibreze și să rezolve lucrurile. La fel este și credința astăzi. Da? Trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să ai răbdare ca promisiunea Lui să se împlinească. De multe ori ești defavorizat, din multe puncte de vedere, dacă alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, tu nu poți fi ca ceilalți, tu nu poți folosi mijloacele pe care le folosesc ei pentru a te îmbogăți, pentru a-ți merge bine. Dar cu toate acestea, Dumnezeu spune că și asigură că celui credincios, chiar și în momentele de persecuție, în momentele grele care vor urma, pâinea și apa nu vor lipsi.
Adică va fi acolo ceva miraculos pe care Dumnezeu va face, tocmai ca să ne protejeze, pentru că am ales să mergem prin credință, să ascultăm de El. Nu știu ce ne-am face dacă n-am găduințele Lui. Deci mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Nu vă voi lăsa singur, vă voi trimite Mângâietorul. Și uite așa, deci avem făgăduințe, dacă nu am avea făgăduințele Lui, eu zic că am putea să ne bazăm pe făgăduințele Lui. Așa și trebuie și să ne ajute Domnul să le înțelegem și să ni le dorim să se împlinească în viața noastră, din toată inima noastră. Locul acela pe care Dumnezeu îl pregătește întrece în frumusețe orice inteligență care ar putea să-și imagineze ceva cu privire la ce poate să fie mai frumos pe pământul acesta. Dacă avem credință că într-adevăr Dumnezeu se va întoarce și locul acela inimaginabil va fi al nostru, atunci vom avea motive să răbdăm, să așteptăm. Altfel, vom zice, ce îmi trebuie mie? Cine știe dacă se va mai întâmpla lucrul acela? Dumnezeu, mă descurc aici, cum pot. Da? Dacă Dumnezeu înainte vorbea de la om către om, da? Deci de mură către mură vorbea, și astăzi, bine, chiar dacă nu mai simțim că ne vorbește, dar avem cuvântul Lui și ne putem baza, da? Mai zicea cineva, bine, e un exemplu, poate exagerez, dar zicea cineva că, uite, Domnul mi-a vorbit și mi-a zis așa, da? Ei, dacă noi studiem cuvântul Lui, pentru că acum poate, na, Dumnezeu nu mai vorbește de la om la om, dar dacă citim cuvântul Lui și vedem ceea ce trebuie să facem, da? Și chiar și zile de mine, vedem și zile din urmă ceea ce trebuie să facem. Nu este o regulă sau nu este scris undeva că Dumnezeu nu mai vorbește oamenilor. Exact. Este doar o constatare a noastră că lucrul acesta în ultima vreme nu s-a mai întâmplat. Așa este. Nu s-a întâmplat atât de des. Sau, că trebuie precizat și detaliul acesta, sau nu s-a întâmplat ca Dumnezeu să transmită cuiva un mesaj de importanță generală. Dumnezeu poate să-mi vorbească mie. Și să-mi spună, exact. Marius, fă în felul acesta și este un sfat care mă privește pe mine și are scopul de a mă îndrepta pe mine, pe calea ce bună în viața aceasta. Da. Pe de altă parte, toate afirmațiile acestea de genul Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a descoperit, se pot proba prin a compara mesajul acela cu mesajul Bibliei. Exact. Regula este că Dumnezeu nu se contrazice. Dacă Dumnezeu în Biblie, în cuvântul Său, spune într-un anumit fel, iar mie mi se descoperă ceva diferit, contradictoriu mesajului din Biblie, atunci pot fi sigur că mesajul nu este de la Dumnezeu. Nu înseamnă că eu am o halucinație sau doar am visat. Nu, ci sunt alte forțe care îmi transmit mesajul acela. Când vom ajunge la Iov, vom vedea că vin prietenii lui Iov și stau de vorbă cu el. Chiar acum am vrut să vă zic de Iov. Da, unuia dintre ei, în vis, îi se descoperă cineva și îi pune o întrebare. Păi cum, da. Dumnezeu? Păi Dumnezeu se uită ca la oameni ca la niște viermi sau ceva de genul. Cum? Adică dacă pe îngerii cei sfinți Dumnezeu nu îi apreciază și le găsește vină, cum va găsi într-un vierme de om, ceva de genul? Și chiar la cuvântarea lui Elihu, zice că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Da, trebuie să... Numai că în ocazia aceea, prietenului lui Iov nu i s-a descoperit Dumnezeu. Mesajul nu era de la Dumnezeu, era de la Satana. Doar că el nu știa. Da. Vedem și scoadele când au plecat prima dată, au zis că așa, așa, și de fapt nu era ceea ce... Nu? Da, da. Să cerceteze țara asta. Mai este o altă promisiune, și anume că înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu, va vorbi oamenilor. Da. Tinerilor, oamenilor în putere și vârstnicilor. Da. Așa că trebuie să nu luptăm împotriva acestei idei, Dumnezeu nu mai vorbește. Nu, Dumnezeu este liber să vorbească și putem să-L rugăm, Doamne, vorbește-ne mai mult, mai clar, da, și mai pe înțelesul nostru. Nu am vrut să iau pe partea că să bat în cuie, dar nu mai vorbește. Chiar dacă, deci noi avem impresia, cum am spus, că nu ne mai vorbește, dar cuvântul Său ne spune, da? Deci să ai grijă să nu faci așa, să iubești pe aproapele tău, să nu dai în cap, să nu furi, să nu știu ce, da? Deci Dumnezeu știu când vorbește. Dacă
El îmi spune să nu fac așa și eu fac așa, deci atunci înseamnă că nu mai sunt de partea lui, ci sunt de partea celui rău. Așa este. Da, am văzut în studiul acesta că Dumnezeu i-a vorbit, dacă tot era discuția chiar lui Laban, care era un om destul de lacom. Vedem că în studiul acesta mi-a plăcut foarte mult Laban, nu i-a reproșat nimic altceva lui Iacov decât că i-a furat Dumnezeu. Deci nu i-a reproșat niciun, măcar un ied. Iacov a fost curat. Când a ieșit de acolo, a ieșit cu inima în păcat. Deci, și aici Dumnezeu nu grăbește cumva lucrurile. Pentru că atunci când i-a spus Iacov, s-au încheiat cei 20 de ani, adică Dumnezeu nu a chemat pe Iacov mai devreme de a se încheia legământul ăla dintre ei, 6 ani pentru turmă. Deci Dumnezeu nu intră peste asta. Dar aici că Dumnezeu i s-a arătat lui Laban în vis și apoi Laban vine din nou și își caută Dumnezeu, cumva supărat, Doamne, Tu mi-ai arătat atâtea minuni, dar eu tot Dumnezeu meu îi aleg. Dumnezeu nu este arbitrar, ci El iubește pe toți oamenii și vrea ca toți să ajungă la pocăință. Dar omul alege, omul singur și alege soarta. Da. Acum noi nu știm ce s-a întâmplat cu Laban atunci când s-a întors în tabără. Da. Deja Dumnezeu îi se descoperise și avea toate motivele de pe lume să îl adopte ca fiind singurul lui Dumnezeu. El a ales. Cum spuneați și dumneavoastră, Dumnezeu dă libertatea omului să aleagă. Doar că Dumnezeu îi oferă omului toate ocaziile, tot ceea ce are nevoie ca să poată să creadă în Dumnezeu. Restul, omul hotărăște ce face. Eu l-am visat pe Dumnezeu încă de două ori și odată mi-a vorbit, dar de două ori l-am văzut fizic. Legat de faptul că Dumnezeu nu se descoperă în zilele, în prezent. Se descoperă. Am înțeles. Poate avem ocazia, nu știu, când pe viitor, să ne spuneți ce ați văzut sau cum l-ați văzut pe Dumnezeu. Este interesant lucrul acesta. Și eu am visat și am auzit mai multe persoane, am visat revenirea Domnului Iisus Hristos. A fost cel mai frumos vis pe care l-am avut și m-am trezit din visul acela, pe de o parte atât de bucuros, dar pe de altă parte atât de trist că nu era realitate. Da, Dumnezeu vorbește pe limba fiecăruia și ni se descoperă și ne dă anumite informații în funcție de contextul în care noi ne aflăm, ca să ne încurajeze. Hai, Marius, hai mai departe, hai că nu mai este mult. Așa am simțit și la mine, pentru că eu am cerut să mi se arate și mi s-a arătat. Și am cerut, am primit. Slavă Domnului! Vedeți, ce motive de îndoială ați mai avea? Da? Niciunul. Ați cerut, Doamne, fă așa, și Domnul a zis, bine, dacă asta îți trebuie, sigur, da? Uite. Slavă Domnului că este așa de bun și să ne ajute El ca toate aceste informații pe care ni le dă, fie că răspuns la rugăciune sau altele, să ne întărească credința și să rămânem pe poziție până când ne vom întâlni cu El. Amin. Pot să vă citesc și eu câteva versete legate de ce s-a vorbit cu științări. Sigur că da. Puteți pune pe ecran să vadă și la mine. Iov, capitolul 33, de la versetul 14. De la versetul 14. Deci Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vederi de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el îi dă ființări și întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie. Cât ați zis, Iov? Da, Elihu, cuvântarea lui Elihu, capitolul 33, din Iov. Deci, da. Așa? Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când se dă o luptă necurmată. Ce verset? Unde citiți? Deci, Iov, capitolul 33, versetul? De la versetul 14 în jos. 14, da. Da, 14. Da, în 15 zice, vorbește prin vise, vedere. Da, așa și mai încolo zice, dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l, ca să nu se pogoare în groapă, căci am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și mai jos în 29 și 30, ca să nu mai prelungesc,
Iată, acestea le face Dumnezeu de două, de trei ori omului, ca să ridice din groapă și să lumineze cu lumina celor vii. Deci există științări, când într-un fel, când, dar noi trebuie să luăm seama, să cercetăm, cum a zis dumneavoastră, prin prisma cuvântului. Da. Să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și să înțelegem scopul pentru care lucrurile se întâmplă. Da. Așa este. Avem un Dumnezeu extraordinar de bun. Suntem pe mâini bune și nici nu ne dăm seama cât de aproape suntem de casă. Așa este. Și cât de mare va fi bucuria când în sfârșit vom fi mântuiți și îl vom vedea pe Domnul, vom înțelege toate lucrurile, va fi extraordinar. Cunoaștem în parte, știm în parte, dar vom fi ca El. Da. Este că Dumnezeu este bun. Dar acum, asta nu înseamnă că trebuie să vin din cauza fricii, că vezi, Doamne, dacă vin să vin dintr-o inimă curată. Nu să vin că vezi, Doamne, e pandemia, că e nu știu ce, că e nu știu ce, sau mâine e sfârșitul, ce să mă fac? Hai că mă întorc și acum la Dumnezeu, sau la bătrânețe, când o să fiu mai bătrân, că acum este tânăr, am timp. Da, da. Pe Dumnezeu trebuie să-L iubim, asta înseamnă viața veșnică. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, ai viața veșnică. Iar păcăleala aceasta cu privire la întoarcerea la Dumnezeu la o anumită vârstă, da. Păi, pe de o parte, acolo nu e dragoste. Dacă, da. Pui, da, să zicem, întâlnești o fată frumoasă în tinerețe, te îndrăgostești de ea, dar îi zici, nu mă căsătoresc cu tine acum, pe la vreo 50-60 de ani încolo, vedem noi atunci cum rezolvăm. Acolo nu e dragoste. Da? Dacă iubești, atunci acționezi. Și pe de altă parte, să nu uităm paranteza aceea de la început, și anume, noi ce avem? Avem ani sau avem zile? Avem zile. Cine știe dacă ajungem la nu știu ce vârstă. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, ascultați într-un anumit fel. Bine a zis chiar când ați început. Life-ul din Salma, citat din Salma 90, cu deși învață Dumnezeu, nu numărăm bine zilele ca să păpăm o inimă înțeleaptă. Ați început bine. Da, da, da. Vă mulțumesc tare mult că ați participat și în seara aceasta și sunt recunoscător și Domnului pentru că ne-a dat sănătate și posibilitatea de a ne întâlni din nou. Vă mulțumesc și pentru că, iată, vă angajați în discuții și îmi place tare mult lucrul acesta. Ne îmbogățim și câștigăm cu toții de pe urma acestor informații pe care fiecare dintre noi le împărtășim în cadrul grupului. Vă reamintesc de faptul că vor fi două premii care constau într-o participare într-o tabără de studiu biblic. Tabăra de studiu biblic va avea loc în perioada 25-30 iulie. Se va desfășura la Cernica, o localitate de lângă București, în campusul Universității Adventus. Cele două premii presupun gratuitate. Cele două premii, de asemenea, reprezintă gratuitate pentru două persoane, adică un premiu pentru cine îl câștigă și dacă respectivul este căsătorit, soț-soție, poate să vină gratuit și cu partenerul de viață. Deci, în total, vor fi 4 persoane care vor beneficia de tabăra aceasta. Mi-e drag să acord premiile acestea, dar numai să mă gândesc, mi-e greu. Eu aș da mai multor persoane de aici, din grupul acesta, dacă ar fi după mine, v-aș lua pe toți acolo. Dar lansez o invitație. Dacă cineva dintre cei care nu vor câștiga premiile acestea dorește să participe la tabăra aceasta de studiu biblic, poate să anunțe lucrul acesta, să scrie pe grup sau să mă contacteze și vom participa acolo. În mare, fără detalii așa mărunte, tabăra va fi undeva la 400 și ceva de lei va costa pentru 5 sau 6 nopți. 5 nopți, cred că vor fi. 6 zile, 5 nopți. Așa că dacă veți dori să participați și să întâlniți și alți cursanți, alți oameni care studiază Biblia în cadrul programului Sola Scriptura, puteți să vă înscrieți în tabăra aceasta. Eu sunt interesată. De când unde mai sunt foarte... Îmi doresc să fiu acolo. Doamna Alexandra, păi să-mi scrieți în particular ca să vă pun pe listă. A mai zis cineva ceva și pentru că v-ați zis că n-am fost atent în ce zonă e tabăra. Este Cernica, localitatea Cernica, lângă București. Am înțeles. Este campusul Universității Adventus, este un, pentru cei care
da, nu știți, poate mulți dintre dumneavoastră, este în mijlocul unei păduri, acolo a fost construit campusul acesta, este extraordinar de frumos locul acela, ferit de zgomot, aer curat și așa mai departe. Și vor fi mulți participanți? În total, aproximativ 100-120 de persoane. Din toată țara. Din toată țara vor fi participanți, da. Ce frumos! Da. Vă lansez invitația aceasta, înscrieți-vă. Puteți să vă înscrieți încă de pe acum. Și dacă atunci când vom acorda premiile veți avea bucuria să fiți premiat, nicio problemă, bănuții pe care i-ați pus deoparte îi folosiți cum considerați de cuvință. O întrebare, vă rog. Da. Se poate veni și cu persoane din afara cursului?